Primăvara inutilă. Sufocată de viața cu program și de același va urma cotidian al savanților cu barbă, cu șoșon și ochelari, pedagog și profesor octogenar de algebră, geografie și pian, primăvara a izbit cu pumnul în geam și a fugit din pension de la Notre-Dame de Sion. Am citit isprava în calendar și am pornit îndată după ea să o întâlnesc în Cismigiu sau la șosea, cum făceam aldată în fiecare an când eram și eu ca ea, un licean cu frecvența cursurilor pe trotar. De data asta nu știu cum, n-am dat nici măcar de urma ei pe drum. N-am mai cunoscut-o eu. Poate drumul ei și drumul meu s-au schimbat de mult. Sau pe drumul de la Ateneu până la șosea și hipodrom, primăvara n-a întâlnit în capitală niciun om să-i ureze ca pe vremuri bun suzit. Și probabil că de ciudă în oglindă s-a privit și-a dat seama că a visat, că a spart geamul doar în vis și că visul evadării n-a fost vis adevărat. Primăvară, primăvară, inutila mea fecioară, te-ai sinucis?